dacă ești atent, ca pieton responsabil, este imposibil să te lovească vreo mașină. Ne grăbim toți către un deznodământ care uneori poate fi nefericit. Tu cânți la harpă și el probabil are dosar penal. El probabil o să facă 2-5 ani cu suspendare și o să aibă carnetul suspendat 5 ani de zile, să zicem, dar ție ți se fac pomeni. Merită? Salutare și bine v-am găsit, sunt Bogdan de la pronline.ro și astăzi o să vă spun 5 reguli ca să nu mor ca pieton. Poate pare o temă un pic ciudată sau o abordare inedită, dar atâta timp cât mai mult de 40% din oamenii care își pierd viața pe drumurile din țara asta sunt pietoni sau bicicliști, cred că undeva fiecare greșește. Regula numărul 1. Chiar dacă traversezi pe trecerea de pietoni, pe culoarea verde a semaforului, în cazul în care trecerea de pietoni este semaforizată, așteaptă până se opresc toate mașinile. Asta te va face să te simți în siguranță și chiar dacă s-au oprit, te uiți la fiecare mașină în parte să vezi că aceasta va staționa cât timp tu treci prin fața ei. Indiferent câte benzi de circulație are bulevardul pe care îl traversezi, te uiți la fiecare mașină de pe fiecare bandă, care este, bineînțeles, în dreptul tău. Și să vă spun și de ce. În copilărie, practic eu singur mi-am salvat viața. Cum? Eram în clasa a 6-a sau a 7-a și traversam pe o trecere de pietoni semaforizată, evident pe culoarea verde a semaforului, un bulevard care avea 3 benzi pe sens. Am așteptat să oprească prima mașină, m-am angajat în traversare, s-a oprit și mașina de pe banda a doua, iar în momentul în care am ajuns în dreptul mașinii de pe banda a doua, m-am uitat să văd dacă pe banda a treia vine cineva, pentru că nu era nicio mașină staționată. Și în secunda aia a trecut un domn cu mai bine de 60 de km la oră, pe roșu, prin fața mea. Dacă eu mai făceam 3 pași, sigur nu mai făceam acest vlog în ziua de astăzi. Deci foarte mare atenție, chiar dacă aveți tot dreptul să traversați, fiți foarte atenți la toate mașinile care sunt în dreptul vostru. Ba mai mult, chiar de curând, s-a întâmplat un lucru și mai ciudat. Traversam tot așa un bulevard foarte larg, nu era semaforizat. Și când am ajuns în dreptul mașinii prin fața căreia traversam și care era oprită la trecerea de pietoni, aceasta brusc s-a pus în mișcare. Instinctiv am pus mâna pe capotă și am sărit. Nu m-a pus pe jos, a oprit imediat și era o doamnă la volan. Am întrebat-o, ce faceți, doamnă? Păi zice că nu m-a văzut. Deci eu eram în fața mașinii, nu alergam, nu eram cu capul în pământ, ba chiar eram atent la fiecare mașină, repet, și când am văzut-o că se pune în mișcare, instinctiv am făcut un pas mai mare și am pus mâna pe capotă, că altfel eram pe jos. Nu uitați, o mașină care staționa în dreptul trecerii de pieton ca să dea prioritate pietonului s-a pus brusc în mișcare. Nu eram singur pe trecerea de pieton, dar s-a nimerit să fiu eu în dreptul mașinii respective. Mulți au impresia că dacă traversează pe culoarea verde a semaforului pe trecerea de pietoni, e ca și cum se plimbă prin sufragerie. Ok, aveți tot dreptul să treceți, dar asta nu înseamnă să fii ignorant. Ce rezolvi dacă tu traversezi cu ochii în telefon și un șofer nu este atent și te spulbere pe trecerea de pietoni? Tu cânți la harpă și el probabil are dosar penal. El probabil o să facă 2-5 ani cu suspendare și o să aibă carnetul suspendat 5 ani de zile, să zicem, dar ție ți se fac pomeni. Merită? Cine are mai mult de pierdut? Tu pentru câteva clipe de neatenție sau șoferul pentru câteva clipe de neatenție? Prin urmare, trecerea de pietoni nu îți creează o zonă de protecție unde nu te poate accidenta nimeni. Ba mai mult, tu chiar trecând pe culoarea verde a semaforului pe o trecere de pietoni, te expui unui risc, unor mașini care poate să nu se oprească. Prin urmare, chiar dacă ai verde, cască bine ochii și în stânga și în dreapta. Nu știi, poate mașina care stă la semafor este lovită din spate de altă mașină. Dacă ești atent, ca pieton responsabil, este imposibil să te lovească vreo mașină. Sau cine știe prin ce împrejurări excepționale te-ar putea lovi o mașină. Dar dacă ești atent, te poți feri, te poți opri, te poți da chiar înapoi. Doar dacă ești atent. Atâta tot. Regula numărul 2. Încearcă să nu forțezi conducătorii auto să-ți dea prioritate, chiar dacă
tu te afli în dreptul unei treceri de pietoni. Ok, stai în dreptul trecerii de pietoni, arăți intenția că vrei să traversezi, poate pui un picior jos, dar nu te angaja în depășire până nu vezi că celelalte mașini nu doar încetinesc, se opresc, pur și simplu. Se oprește de pe banda 1, de pe banda 2, de pe banda 3 și tu încet, încet traversezi. Dacă te arunci în fața mașinii chiar pe trecerea de pietoni, poate acel conducător auto nu are niște reflexe foarte bune, poate nu are frâne bune, poate nu are anvelope bune, nu ai de unde să știi. Ce rost are să te tevălească pe jos? Nu poți să ai răbdare? Ne grăbim toți către un deznodământ care uneori poate fi nefericit. Regula numărul 3. Nu alerga pe trecerea de pietoni. Este evident că acest lucru face ca tu să fii mai greu de observat pe trecerea de pietoni și conducătorii auto să nu fie prompți în a-și opri autovehiculele. Unde te grăbești? Mergi liniștit și uită-te la fiecare mașină în parte. Ce e așa greu? Este viața ta în joc. Regula numărul 4. Nu merge pe marginea drumului, chiar în localitate sau în afara localităților. Din păcate, foarte multe localități la noi nu au trotuar sau nu au o zonă pietonală pe unde locuitorii să poată să meargă de-a lungul drumului și merg pe marginea drumului. Este foarte periculos, mai ales noaptea când șoferii este absolut imposibil să te vadă. Nu mai zic dacă mergi pe bicicletă pe marginea drumului. La fel de periculos este, te poate acroșa un tir, te poate acroșa un autovehicul, poate un șofer care cu ochii în telefon ia un pic de volan și ești dus. Nu știu, nu ai trotuar, mergi prin noroi, prin gropi, dar ești un pic mai ferit de pericol. Dacă mergi pe marginea drumului, încearcă să mergi pe contrasens, adică mașinile să vină înspre tine, nu din spatele tău, măcar așa poți să vezi dacă se întâmplă ceva. Mergi cât mai departe de drum. Ok, poate nu vezi pe unde mergi, poate drumul este anevoios, dar mai mult ca sigur că ești mai în siguranță acolo. Regula numărul 5. Nu traversa prin locuri nepermise sau pe culoarea roșu a semaforului. Aici este de bun simț. Adică, scuză-mă, dar trebuie să fii un pic înapoiat ca să faci chestia asta. Ok, să zicem că sunt niște excepții. Te uiți în stânga și în dreapta, e gol, e pandemie, nu circulă nimeni. Ok, e o excepție, traversezi, dar tot nu e bine. Încearcă să faci lucrul ăsta în străinătate, să vezi ce amendă ți-ai. Nimeni nu s-a născut civilizat. Toți au fost corectați prin amenzi. Trebuie să încercăm să ne civilizăm și noi. Trebuie să avem un simț de autoconservare. Sunt oasele tale în joc, e poate viața ta în joc. De ce să le risci pentru că vrei să alergi sau că te grăbești sau că nu mai ai răbdare să ocolești până la trecerea de pietoni sau nu mai ai răbdare să stai la semafor până se face verde? Unde ne grăbim? Cât timp din viața ta te afli pe o trecere de pietoni? Poate câteva minute pe săptămână. Gândește-te un pic. De ce să nu respecti niște reguli pentru atâta timp? Reguli pe care dacă nu le respecti, s-ar putea să te afecteze toată viața. Și atunci nu mi-ai făcut nicio economie de timp. Ba dimpotrivă. Pentru bicicliști, problema este destul de dureroasă în ghilimele, pentru că nu sunt suficiente benzi dedicate lor și mai dificil este în momentul în care se află pe lângă autovehicule mari, autocare, tiruri, care au niște unghiuri moarte foarte mari. Nu stai niciodată în dreptul lor. Asta e o regulă valabilă și când ești la volan. Nu stai în dreptul unui autocar sau în dreptul unui tir. Ori îl depășești, ori rămâi în urma lui. Pentru că dacă ești în lateral, sunt șanse foarte mari să nu te vadă și când intră într-un sens giratoriu sau într-o intersecție, el are alte unghiuri de degajare și te poate acroșa. Iar ca biciclist, dacă te acroșează și ajungi sub roțile lui, s-ar putea să mori. Prin urmare, fiți foarte atenți, educați-vă copiii într-un spirit civic și să fie răspunzători pentru ei. Din păcate, multe victimele sunt și minori, care nu primesc la școală o educație rutieră corespunzătoare, dar din păcate nici acasă. Și mai grav, li se dau exemple negative. Văd o grămadă de adulți traversând de mână cu copiii lor prin locuri nepermise sau pe culoarea roșu a semaforului. Ce exemplu dai?
Chiar este așa de greu să respecti niște reguli care îți protejează viața și corpul? Sper să fie de folos ce am spus eu aici, să trag un semnal de alarmă. Lucrurile pe care le-am spus eu ar trebui să fie date la știri în fiecare seară. Aștept un like sau un dislike, poate nu sunteți de acord cu ce am zis eu. În zona de comentarii să aflu și părerile voastre și un share către prieteni, poate vor și ei să afle niște lucruri de bun simț. Nu uitați și de un subscribe ca să vedeți și următoarele clipuri pe care urmează să le postez. Până data viitoare, aveți grijă de voi!